Zi de sărbătoare, duminică 17 februarie, la Consiliul Județean Alba, unde s-au aniversat 45 de ani de la înființarea județului Alba. Cu această ocazie a fost vernisată o expoziție a portretelor celor 12 președinți care s-au succedat la conducerea instituției din 1968, anul înființării și până în prezent. Expoziția a fost prezentată de secretarul județului Alba, Mariana Hurbean, în mijlocul invitaților aflați pe holul Consiliului. De la început vreau să vă urez și eu bine ați revenit în casa administrației publice a județului Alba și, bineînțeles, pentru cei care sunt mai noi, bine ați venit. Vom sărbători împreună astfel 45 de ani de istorie, 45 de ani, care este o vârstă a maturității. Suntem în anul 1968, 17 februarie. Primul președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Provizoriu a fost domnul George Homoșan. Și în sfârșit începutul democrației. Primul președinte ales al Consiliului Județean Alba, domnul Petrica Preșar. În anul 2005, luna ianuarie, domnul Ion Dumitrev, cu echipierul nostru, considerăm. Aniversarea județului a fost sărbătorită în prezența personalităților politice și ale administrației din Alba, dar și a câtorva dintre președinții Consiliului Județean. O prezență specială la eveniment a fost cea a primului președinte din istoria Consiliului, George Homoștean, care la înființarea județului avea 45 de ani, iar la această aniversare a ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani. Acel județ s-a sudat într-un an de zile în condiții deosebite. S-au desfășurat toate construcțiile, turnătorie, utilaje, aiudu. Numai la Cugir, să vă spunem, erau 6.000 de salariați când s-a făcut județul și s-a încheiat când m-am dus eu 22.000. Acum mai sunt vreo 300, am auzit. De aceea acest oraș s-a dezvoltat și județul într-un mod deosebit de rapid. 3.000 de apartamente pe an se făceau în județ. Și multe, și nu vreau să vi le spun, vreau numai să vă informez că vreau să felicit din suflet conducerea județului, Consiliului Județean, a primăriei și a tuturor celor care au contribuit pentru dezvoltarea acestui județ. Este un județ frumos, un județ în plină dezvoltare și m-ar dori din suflet să fie capitala acestei regiuni. Tot cu această ocazie a fost lansat și ziarul Vestea, care la vremea aceea era singurul ziar obiectiv din Alba, nefiind afiliat vreunei formațiuni politice. Ziarul a fost prezentat de istoricul Livius Gârciu, va fi editat lunar de Consiliul Județean și va cuprinde activitatea Consiliului, proiecte de dezvoltare și evenimente importante. Ne vine plăcerea de a anunța lansarea unui produs jurnalistic inedit, editat de Consiliul Județean, Vestea, un ziar în care nu veți găsi știrile care apar frecvent în ziarele de consum de astăzi. Este un ziar care își propune să prezinte corect și obiectiv proiectele Consiliului Județean, informații despre locuitării și teritoriul și locurile din județul Alba, încărcate toate de istorie. Momentul festiv s-a încheiat cu înmânarea de către președintele în funcție Ion Dumitrel a unei copii a tabloului fiecăruia dintre președinții care au fost la conducerea Consiliului Județean.